Salut și bine am găsit la un nou episod de Static Factory pe Iona Games. Dragilor, în live-ul trecut am făcut una bucată mega fabrică unde facem 960 de iron ingots pe minut și astăzi mi-am propus să mergem mai departe să facem iron rod, iar planul meu de a face și mai mare, de a mulți producția cu 3, o să lăsăm puțin pe locul 2. De ce? Pentru că am nevoie de resurse cât mai repede să avansez și după aia cu timpul o fac și pasta de aici, dacă în partea a doua și partea a treia, adică fabrica modulară va fi împărțită în 3 module, da? AB și C, m-am gândit eu. Bun, ce vreau să fac astăzi? În primul rând, nu-mi place cum am tras banda asta de aici, am tras așa la final la plecare și astăzi o să modificăm, iar deasupra o să facem, deci toată fabrica asta se va învârti în tot ce înseamnă iron ingots, da? Adică aici sus voi face iron rod, după aia facem iron plate și după aceea facem screw. Deci vor fi numai și numai, cum îi spune, constructere și vor pleca toate de aici cu de la iron ingots, da? Deci asta este planul meu. După aceea alte fabrici separate cu celelalte, da? Bun, hai să trecem la treabă ca să nu mai lălăim, pentru că avem multă trebușoară astăzi. Aici să-i dăm cu una bucată MK4. Facem ceva mai frumos și mai elegant, da? Îi dăm de aici și o să tai și banda asta. Oț. V-am spus după aceea ne întoarcem. Mă gândeam ori să dacă ajung la MK3, dar mai durează până ajung la MK3 la miner, ori să mai aduc ceva minereuri, dar să fac în paralel, adică să pot sta drumul la producție, să începem să și automatizăm în alta, pentru că suntem deja în așteptare, da? Bun, ambele benzi le-am băgat pe dedesubt și vreau să le aduc undeva aici. Facem ceva frumos și elegant, pentru că nu plăcea banda aia pe sus. Deci undeva am nevoie de fundație de asta. O să mărim un picuț, cum îi spune, fabrica. Dar nu e problemă, că după aia m-am gândit și la un design, am făcut deja proba la design, o să iasă ceva deosebit. Am numat eu 1, 2 și 3, am zis să fie aici. De ce fac așa, vă spun imediat. Aici. Aici undeva pe dedesubt. Stați așa să luăm, să luăm toate bucățile astea de aici. Facem așa. Și aici undeva vreau să fac una bucată walls. Da, aici. Da, și o să dăm după aia cu asta până sus. Și aici facem așa. Da, ideea toată șmecherea este că trebuie să țin un picuț cont pe parte să fie intrările, poate să fie ieșirile, adică pe aici vor fi undeva ieșirile și pe partea alta intrările, adică ceva de genul. Da, vedem noi după aia. Și aici logistică și punem MK4 sus. Și aici MK4 sus. A, e tati. După aia vedem de acolo care e treaba. Aici e bine, în partea asta altă. Trebuie să cobor una bucată de aici și una bucată de aici. E mult mai elegant așa frumos, da? O dată de aici. Și am tras banda. Nu am materiale, ce nu am? Nu am din asta. Merge să aducem, nu-i problemă. Sau să o facem, dacă... Asta vreau să o punem așa. Ceva de genul. Să dăm de aici, măcar pasta pot să o mut așa? Nici pasta, nici asta nu merge? Nici tu nu vrei. Bă, nu știu că am pus benzile bine, acum am să-ți văd o chestie. Am pus benzile invers. Acum am văzut. Mă miram de ce nu mergeau ele. Așa tot. Și pasta o putem da de aici. Dar nu mi-ajung materialele. Facem iar șmecherea la aia care am făcut-o pe live. Aici, uitați așa un pic, ca să nu ne pierdem timpul. Facem așa. Una bucată producționes ansamblu. Și tragem de aici curent. Băgăm de aici cu asta și ia de aici, tati. Când mă joc eu pe aici cu astea, să facem cât de cât. Aici facem o frumoasă chestie, fundație de asta mică.
Facem și un pic de design. O dată aici. O dată aici. O să sparg eu peretele asta ca să fie frumos aici. Și asta aici. Da, le-am lățit un pic fabrica, dar nu e problemă. Iar aici fac eu una bucată șmecherie. Uite așa frumos. Nu pot tine. Schimbăm pe culoarea asta cu plasticul, că-mi place. Facem așa. Îi dăm puțin pe verticală. Ceva de genul așa. O să mă duc mai sus un pic. Ceva de genul. Ceea ce-mi trebuia mie niște, dar nu știu dacă am, niște geam. N-am din asta, trebuie să mă duc să aduc coarț. Da. Măcar o bandă pot să leg și aici. Jumătate de aici. Așa tot. Da, asta a plecat, ce duc și din partea altă. Se duce la etaj. Pe bandă frumos aici sus. Bă, dar eu am pe acolo niște 2 secunde. Mai tem din astea, băi. Aho, oho. Da? Uite pe aici mai am niște benzi astea mari să le tai și pe astea. Și o să fie, o să dau drumul, am făcut niște calcule. Deci ca să pot să fac, să construc tot materialul, acum pot să fac iron rod și iron plate. E, la iron plate îmi trebuie 32 de constructere, adică un etaj. Iar la iron rod îmi trebuie 64 de constructere ca să consum tot iron ingotul ăsta. Bine, pot să fac o șmecherie, să fac, de exemplu, mă gândesc mai să fac aceste containere, să umpleau alea și nu mai țineam cont de socoteală, dar mai bine fac așa cu producția, ca să am așa un control. Bun, aici am băgat deja, pentru că pot să trag de aici. Mergem de așa cât putem și după aia facem curba aia, până aici odată. Ceva de genul. Așa tati. Da, și în felul ăsta le-am băgat frumos pe deasupra aici, mult mai elegant. Da, hai să facem și noi o fundație asta mai, Doamne ajută aici. Gata tati. Da? Deci le-am ascuns frumos și le pleacă pe aici frumos pe bandă până sus. Bun, după aia mutăm și panoul ăsta și tot ce trebuie după aia. Asta deci acum o să dispară de aici. Da, asta o să dispară de aici. Asta o punem aici. Pentru că aici va veni altă construcție, tati. Uite și banda asta s-o tem de aici. O dată și de aici. Așa tot. Da. Și acum, nu știu cum e aici sus, 2 secunde să văd eu ceva. A, am văzut bine, gata. Le tem și pe astea. Ups. Dă-te la parcela. Deci le tem și pe astea de aici. Și uite de ce. Le luăm pe astea așa. Ducem până, exact, să fie cu astea paralel cu astea. Da, deci vă spuneam eu că la Iron Road îmi trebuie 64 de constructere și vor fi 32 pe etajul ăsta și încă 32 pe etajul următor. Da? Și după aceea mai fac un etaj cu încă 32 de constructere pentru Iron Plate. Da, și deasupra de tot, sau vedem după aia, mai fac un etaj cu... n-am făcut socoteala acolo, pentru scriu. Da, până aici. Aici, tati. Da? Cam așa vine schema pentru Iron Road. Primul etaj. Mai avem. Da? Asta tem de aici, că nu mai coafează ăsta. Și cu asta. Și cu asta.
Păi am făcut ce scrie pe aici, le-am calculat, le-am răscalculat și până la urmă așa mi-a ieșit, dar a ieșit mult mai bine ca să fie treaba bună. Oți, oți. Da, o să încerc să păstrez pe parte între ele, parte ieșirile, ca să fie treaba cât mai ok. O dată. Și o dată. Pardon. Bun. Și acum, de aici, băi, asta a rămas așa. Le tai și pastă de aici. Hop. Și voi face, deci exact ce fac acum fabrica asta modulară, voi face încă de 3 ori, adică încă de 2 ori. Încă o dată și încă o dată, da? Dar văd eu cum aduc fierul. Ori aștept să trec la MK3 și bag de acolo fierul, ori mai aduc eu fier cu... Mai sunt pe aici niște noduri de fier. Da, dar zic să nu pierd timpul cu treaba asta, mai am zic să dau un pic drumul la producție, să încep să automatizez la cantități mari, pentru că am nevoie de resurse mai multe. Bun, și acum vine aici una bucată splitter. Le fac întâi, zic cablajele. După aia mă chinui cu restul, da? Că după aia trag fundația, că e mai greu după aia. O dată. Să fac un pic cu trebuie să vedem cum, care e treaba cu... O dată. Așa. Bun. Deci mie îmi trebuie pe de-o parte două secunde. O dată de aici. O dată de aici. Las un pic centru și centru liber ca să pot să pun cum îi spune, benzi celelalte. Așa. Deci eu două secunde să mă fac dacă scoteala să nu o fac aiurea, că după aia avem așa. Deci, constructorul, mie îmi trebuie prima să facem Iron Rod. La Iron Rod îmi trebuie 15. Și eu acum am pus pe partea asta, am pus 16. Dacă facem așa, 16 ori 15, 240 pe bandă. Pe partea asta. Deci ar fi treaba simplă pe partea asta, că nu... Toate ar merge pe aceeași bandă. Deci n-ar fi o problemă și atunci merg mai departe. Da? Și pot să pun chiar... Câte am aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Exact pe aceeași bandă. Nu? Și chiar merg cu 240, deci merg cu MK3 pe bandă. Deci nu e problemă. Bine, o să pun MK5, MK4, pardon, și vă spun și de ce. Pentru că vor ieși pe capăt, vor ieși pe capătul ăsta la altul și am nevoie de ele pentru că merg cu ele mai departe la etaj. Ideea este că din același iron ingots voi face și iron plate-ul, dar nu în același timp, separat. Când am nevoie de alea pac, când am nevoie de alea altă pac. Da? Uite aici m-am grăbit o chestie. N-am făcut bine. Trebuia să le pun eu pe centru și vă spun și de ce. Trebuia să pun pe centru pentru că aici în capăt va veni cu... Ia stați așa un picuț. Și aici tot la fel. 1, 2, 3. Ca să fie simetric. Tu mai până aici venim. Da, și ce vor fi intrările. Partea va fi intrările, partea va fi ieșirile. Atunci, ia stați așa un picuț. Că am găsit un pic socoteala, dar o repace, nu e problemă. Bine că am văzut acum. Da? Ideea este că de aici trebuie să dăm lua asta. Și ca să fie treaba bună și cu asta, facem încă o jmecherie aici. Noi îi dăm, ca să avem un pic de marfă. A, n-avem, da? De aici trebuie să dăm cu MK4 bandă, că n-am. Ajunge de aici până acolo, să vedem. Că trebuie și de alea. Să mut un pic mai pe centru astea. Ia, pot să fac ceva de genul mai multe așa odată. Ah, că mi-a și peretele. Asta e. Dacă Dorel a dormit. Odată. Odată.
Stai și benzile acum. De fapt, când tăi scheme pe jos ca să fie, ca să mă chinui, de regulă făcusem invers, făcusem smeltere și după aia am tras pe dedesubt benzile. Acum trag benzile pe dedesubt și după aia pun contacte deasupra. Asta e schema care am gândit-o eu. Doar că am gândit-o un pic cam greu. O dată și mai am o dată aici. Încă o dată luăm pe ăsta, să fie pe centru aici. Și intrarea în partea alta. Nu? Intra din partea alta, ai. O de la capăt. O dată. Da? Și în capăt o să-i pun eu una bucată container ca să fie treaba bună, să aibă un pic de stoc tampon. Da? Că nu mai fac calculi și alte chestii, dau direct așa cu splitterul și nu mai stau să îi bag și pe două intrări și pe alte chestii. Îi bag bandă mai mare ca să vină de jos. Ideea este că două etaje vor fi cu astea, vor fi cu iron rod. Gata, tati. Deci acum treaba e bună. Dăm de aici. Așa, tati. Dar dacă să mă duc eu puțin în bază, să mai aduc ceva resurse, că nu mai am. Inclusiv să aduc și pentru geam, pentru partea de jos. Ușurel, ușurel. Păi stai să prindem și noi o bulestică aici, să mai vedem mai frumos pe filmare, tate, să fim... Brei. Ce faci tu aici? De ce te... M-a dat așa. Ce vrut te faci tu aici? Bun. Până ce treaba e bună. Ar vrea să-i pun una bucată de asta. Dacă îmi dă voie acum. Dacă nu îmi dă voie. Ia să vedem. Îmi dă voie aici? Vreau undeva mai aproape, tati. Așa. Pentru că aici va veni una bucată așa. Ia. După ce te aliniezi tu aici? După... Gata, tati. Și aici venim așa. O dată. Și aici vom veni așa o dată. Mai dacă merge banda. 1, 2. Aia, tati. Și îl băgăm și pe asta de aici, că tot l-avem la noi. Să fie pe stoc. Luăm și pe asta, le punem aici, să fie pe stoc, dacă tot le-am făcut. O dată. Și așa tati. Ia de aici. Da? Și acum trebuie doar să legăm din astea. Dacă aș avea și bandă, dar nu mai am. Avem aici jos. Ia. Ohoho. Mai bagă. Văd că avem de lucru aici. O dată. Unde intrăm? Și acum avem așa. Da? Și intră frumos pe partea asta alaltă. Dacă o tocăm și pe asta și luăm de aici, să cărăm și pe asta aici. O dată. O dată. O dată. Trebuie să luăm. De-abia se oprește un pic banda. Asta vreau să se opească un picuț. Așa, deci care e combinația? Să tăiem 6 după aici. 6 după aici. Da, deci vor veni două, cred aici, două benzi
frumos, care vor alimenta direct astea, cum zice, constructorele, primul rând, și pe etajul următor. Și pe centru mai dau două benzi pe centru, care, va pe aici, care vor merge pentru iron plate, da? Ca să fie treaba bună. Și după aia îi pun niște power switch-uri de jos și când dau drumul la una, dau drumul și la cealaltă, adică alternativ, să nu consum. Dar bine, dacă mai am pe aici pe stoc, aș putea să merg și cu alternativ, să merg în același timp. Dar fi pe cam complicat pentru că e, cum îi spune, să fie nevoie de curent mai mult. Da? Și acum, aici venim așa. O dată. Așa tot. O dată. Și o dată. Deci pleacă pe toate frumos. Noi am dat direct de aici fundația și punem constructorile. Înainte să punem constructorile, să punem noi... Ia să, 2 secunde, vedem cum le așezăm. Dar tot aici de jos putem să facem. Facem așa. Ah, pardon, mă scuzați. De emoționez. O dată de aici. Așa toate. Și punem capăt. Da? Și atunci avem așa. De aici de jos. O dată. La fiecare constructor să aibă câte o de asta frumos. Ai. Ia uite. Stai acolo. Așa tot. Acum nu știu dacă le dau drumul și la dacă mă ține curentul la atâta instalație, dar mai am de montat niște generatoare. Oricum am fuel acolo și mai am de montat și niște rafinării. Da, deci toate astea vor veni frumos pe acolo, pe deasupra, pentru constructoare. Ia să ne vine frumos partea asta la altă. Pe jos și vor pleca niște benzi pe partea asta altă pentru asta altă, cum zice, pentru iron plate. Da, ideea este că am calculat la o producție de 960 de iron ingot pe minut. Dar vor fi, cum îi spune, vor fi și acele containere care vor ține niște marfă pe aici, care ne vor da un stoc tampon. Da, adică nu e problemă. De exemplu, unde am pus, ca să nu ne complicăm, până undeva pe aici. Să mergem. Dacă nu pe jos, mai adun. Uți. Și asta trebuie tăiat de aici, că am făcut proba și măsurătoare cu el. Și ce-i pe aici, mă? O dată. Ai, deja fuleanul ăsta. Nu-i bai, că acum le băgăm la tocat. Iată, te mai dăm și niște de-asta. Mai niște de-asta și niște de-asta. Așa. Trebuie să tragem banda până în capăt. Și să mai pun și una bucată container aici. Tocmai ca să fie un, tot așa, un stoc tampon. Pentru etaj. Asta e pus invers, nu? Cum aș să pun exact pe la invers? Două secunde să legăm plata pe asta. Asta pus și la invers acum. Bă, nu ia-mi că faci robot pe aici. Așa, tati. Și cu asta odată. Și cu asta odată. Se legă la pe afară. Iar aici o să pun 2 secunde. Să pun un container. E, cu asta voi merge la etaj pentru a doua etaj de asta, cum îi cheamă, de Iron Rod. Da? De asta am făcut jmecheria asta așa. Mi-am dat și pe asta de aici. Dar stai să nu bun așa departe. Poate facem și noi un pic de spațiu pe aici să mai ne plimbăm sau mai ceva de genul.
Mai bine vreun design, vreau. Da? Și pe asta o dăm aici. Care va urca la etaj pentru al doilea rând, al doilea etaj de... Acum o să umple asta. Ceva de gen. Da? Atunci vine și cu al doilea rând de fundații. Vreau să pun acum, pun de-astea la alte, tati, ca să pot să-mi dau seama, dar facem așa. Astea. Ca să-mi dau seama pe unde vine cu constructorul. Așa. Și acum, aici pe centru va veni cu ăsta, cum îl cheamă. Dar nu asta pentru că am dat. Că vor veni astea, vor veni mergerul. Și acum, producție, constructorul. Care-i treaba ta? Au înghisuit ăsta. Deci să mutăm ăla. Să mutăm ăla neapărat. Dar să mută, dar hai să-l mutăm acum, că după aia se aglomerează. Să tăiem bandă de aici. Mamă, de-abia l-am... Hai să gulească, să gulească în partea alaltă. De puțin mai în spate să dau containerul ăsta ca să... Nu știu dacă mai intră bandă, mai intră banda în el, vedem după aia. Ca să pot să pun un... sau... Dar stii că mi-e design în partea alaltă, că vreau să fie simetric astea pe aici. Vreau să putem să pun la jumate aici și să dispară o de asta. Fac aici un constructor. Să dispară de acolo, dar îmi strică... Să fac așa. Uite ce ai pus. Și mai era unul aici. Scoatem pe asta din capăt. O dată. Și punem de asta la altul. Ceva de gen. Nu mai pot să mă dau puterea prea spate, că nu mai pot să fac aici curba la asta. Și atunci dispare și asta de aici. Dispare și asta de aici. Asta și pe asta aici. Și ia ele și pe astea cu tine. Așa, tati. Doar că aici îți mai punem noi una bucată. Ia, mă lasă să pun de așa. Lasă, ce sumă asta. Trebuie să tai o pasă de aici. Ia de aici. Așa, tati. Da? Avem aici una bucată stoc tampon. Și atunci aici nu mai ne complicăm cu asta. O să lăsăm așa. M-a picat. Da? De aici o dăm pe asta așa. De aici o dăm pe asta așa. Partea salată. O dată. Odată. Vedem când ne ajung, când ne ajunge materialul. Nu mai sunt. Uite, ce am calculat-o bine, partea nu calculasem așa bine. Asta e. Și am dat-o și pe asta aici. Așa, tati. Aute, vine producția. Da, și voi face. Încă nu m-am gândit la locul pentru gară. Îmi trebuie o gară neapărat. Unde voi coborâ benzile cu Iron Rod.
Iron Plate și cu o fiță, fapt, trei gări. Iron Rod, Iron Plate și cu șuruburi. Și dacă este, cum îi spune, fiecare va crea de aici, unde am nevoie. Deci mergem pe astea. Mergem pe astea. Mergem pe astea. Deocamdată nu o să dau drumul la product, la astea, că sigur o să sară siguranțele. Da, măcar să le probez, să văd că merg benzile tot ce trebuie de aici. O dată. O dată. Și o dată. Ai, uitați. Și pe aia punem și acoperișul și mergem cu al doilea etaj de astea, de constructoare pentru Iron Rod. Și rămâne și Iron Plate-ul și mai departe, mai sus, să faci, sau cred că fac deasupra, dacă tot așa aproape. Da, să vă gândiți cu o variantă să scot benzile și pentru Iron Rod, pentru depozit, da? Să scot benzile și pentru screw. Deci aici va fi o mică mare problemă, să vedem cum o aranjăm. Bun, aici mai vine în coda asta, unde va fi banda de pentru Iron Plates. Aici așa și așa. Da, încă una pentru Iron Plate și încă una va fi pentru nu, că rămâne spate aici. Asta tot mai va veni. Și asta pe capăt va fi pentru asta. Și începem de aici. Nu? Așa este. Fiecare pe bucata lui. Și aici va fi de asta. Sau aici aș putea să fac... Că mai ne fac așa. Fac tot așa cu două. Ca să iasă design-ul. Da? Facem așa. Și vor fi benzile pentru tablă. Da? Asta, banda asta și cu banda asta de aici, din lateral, va fi pentru... Cum îi zice? Se pune pe centru. O dată. Astea vor fi pentru Iron Rod. Hai, Gabriel. Te aliniești tu într-un fel. Tu faci ce-mi place mie. Facem să facem invers. Așa totuși. Aici va veni al doilea rând de constructoare. Și mai sunt, mai vine încă un rând la... Cum îi spunea? La etaj mai vinem cu un rând tot cu Iron Rod. Ca să consumăm 960 pe minut. Deși v-am spus, o să fie un pic de marfă acolo pe stoc, pentru că deja avem acolo un container, în partea altă un container. Iar la containerul ăsta de... Se pare să-i pus strâmbă asta. E tot bine. La containerul ăsta, la astea de Iron Rod și la Iron Plates, mă gândeam eu să... Bine, la afară de Iron Rod care dau sus la etaj, la șuruburi, mă gândeam să fac depozitele undeva jos, sub gară. Dar să pun acolo mai multe containere, să trag benzile acolo și când am nevoie să umple la tren. Asta e combinația. Da? Bun. Și va veni și aici una bucată de asta. Dar mai am? Nu mai am. Nu mai am. De asta așa un picuț. Facem și pe asta. A, dar mai am până în capăt. Două secunde. Mă miram eu că așa puține. Ăsta e. Stă și pe asta. Și pe asta. Le bag înapoi, nu problemă. Da? Mai e una aici, mă. Da, că de aici venim cu de-asta la altul. Și de aici cu de-asta la altul. Așa tătuț. Se lucrează. Se lucrează, acum v-am spus, la nivel macro, tati. Facem, deci, numai de-astea. Intrarea de aici.
ăștia de aici. Și... ia. O dată. Mai sunt două. A, e tati. Și să trage și benzile de aici. Poate să o luăm invers. Odată. Era bun hoverpack ăla, tot plângeam eu și pe live de el. La construcții genul ăsta este ideal, tati. Zbor cu el pe deasupra și nu mai e treabă. Și construiești, tragi benzi imediat. Așa, un pic chinuială. Dar nu avem un control deocamdată, facem și noi cum putem. Așa. Și acum, iar ăsta full aici, dar vedem cum scap eu de el. A, pot să bag aici, în ăsta la altul. Aș putea să le arunc, dar zic, hai să nu... Dacă tot am muncit pentru ele, o dată. Și pastea și gata. Lasă-le aici. Bun. Unde sunteți, mă? Și cu tine. Atât. Și acum. Asta vine aici. Nu? Pe aceeași direcție cu prietenul lui. Așa spațiu mare? A, din cauza că a fost banda aia. Dar l-am pus invers. Nu vine ce nu vrea el. Hai, mă. Te alinești cu salatul? A, acolo te alinezi? Ține apăsat pe control, dar văd că nu o ia. Așa, tătuți. Aceeași manevră și la tine. Aceeași manevră și la tine aici. Doar că intrarea să fie de aici. Așa, tati. Ia de aici. Și ia de aici. Dar nu mai am. Hm? Nu mai am de astea? Nu mai am. Luăm de aici de jos. Hop. Mai băgăm. Mai băgăm. Da, deci vine câte 480 pe bandă. Ce n-am calculat eu acum să... să văd un picuț. Una, două. Deci eu aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am 16, mi se pare mie. Nu? 16 constructori aici. Dacă nu mă înșel. 1, 2, 3, 4. Dacă nu mă rând după găuri. Mai, o parte asta bine. Ia să vedem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Am zis bine. Și facem așa. 16, 240. Ah, banda e bine. Banda are 480. Nu-i problemă. Ține. Bun. Treaba e bună, dar mai durează, am zis eu. Ia să tragem așa. O dată. O dată. Aici asta, să văd dacă stai să și benzi. O să fac eu proba după ce trag deasupra, frumos. Sau dacă se pupă toate benzile. O dată. O dată. Nu mai are. N-are baba că ți-ar da. Nu mai avem. O să atâtea. Tablă de aia mai avem. O să încerc să fost toate baterii care le-am, după aia când mergem în bază să mai aducem. Da, a plecat și pe partea asta la altă. Mă rând aici. Dacă tot suntem în zona asta de aici, tata așa un picuț, să legăm asta prima dată. V-am zis, vin două etaje de iron rod. Ca să consume 960 de iron ingots pe minut. Mamă, cum s-a liniat asta cu toate liniile pe aici, cu toate planetele, cu toate... O
O dată. Așa, tati. Și după aia vedem noi cu designul pe partea asta și cu asta. Mai zis, Barberinc, mi-am propus să fac cel puțin încă două de-astea, cum îi spune, încă două de același tip. Acum, mă gândeam, zic, ori să aștept să fac MK3 și dacă mai bun și power shard-uri. Am o grămadă de minereu de fier și putea să fac fabrica liniștită aici, fără să mă deranjeze nimeni. Ori să mai aduc ceva, ceva iron ore. Prima vanetă mă cam încălzește, pentru că după ce, dacă termin, cum îi spune, resurse după aici, dacă, cum îi spune, acum o să rămân cu ce, o grămadă de iron ore, dacă, oh, pardon, mai e și asta aici. Așa, tati. Da, deci dacă o să ajungi la MK3, ce fac cu atâta iron ore care rămâne? Bine, deja se tase pe aici, am plecat eu. Ai, mă mai trebuia puțin. Am vrut mușcui. Bun. Hai să facem și aici aceeași șmechereală. Ca să dăm drumul la... Hop. Și pe centru lăsăm benzile pentru tablă. Asta e combinația. Aici e făcut așa. Nu știam de ce e ceva de genul. Da, și din power switch o reglăm. Dau drumul la fabrica de iron rod. Termin să fac acolo un pic de stoc. Dau drumul și la aia tablă. Bun. Și acum avem așa. Aici la magina. Aia, tati. Dar mai trebuie industrial beam de la ca să pot trag și benzile pe desubt, ca să închid aici fundația pe centru. Da? E mai simplu așa să trag o dată benzile și după aia să pun constructele. Când am făcut cu smelterele pe live, întâi le-am montat și după aia am închid pe acolo pe desubt. Așa, m-am mișcat mai repede. Mai repede vezi așa. Și cred că aș putea să fac. Da, cred că rămâne și spațiu, ia să vedem. Da? Să le bag pe dedesubt, a, dar n-am așa aici, să vin în sus. Ideea este că trebuie să scot tot în partea, trebuie să scot... astea cum cheamă. Iron rod-ul. Scot în partea asta, pentru că în partea stângă va fi intrarea și pe aici va fi ieșirea. Ca să nu le încurc. Aș putea să văd, că pot să mai aibă aici, pot să trag banda pe deasupra aici. Și aș putea să le fac și pe astea pe centru așa. Ia fiți atenți aici. Și așa ceva frumos. Logistică, ia să vedem noi dacă pune mergerul aici. Fața la, uite ceva de genul. Nu? Întrebarea mea este, a, dar ține banda că e același, aici să nu fie o problemă. E 240 cu 240 și 480, nu? Da, merge o singură bandă, o singură bandă aici. Și putea să ies cu o singură bandă. Nu? 240 pe bandă, 240-480, deci merge cu o singură bandă. Și atunci facem așa. Ia să vedem. Să pup acolo cu aia sau facem o probă. Trebuie și noi o bucată de curent. Trebuie să tragem și de aici asta. Să intre frumos. Facem o probă. Să avem o surpriză la proces. Dă-ne mă și nouă. De unde e la mă curent de aici? Aaaa, de unde furăm și noi o priză? Nenea, dea și nouă ochiul de curent. Aici am luat de... Să facem așa. Cam altă idee. O luăm așa, facem așa.
aveam și pasta de aici, că tot eram în zonă, nu mai am nici steel beam, să mă duc neapărat în bază. Două secunde, să facem o probă aici la, la doamna, dacă merge. Hai mă, du-te, au. Uite, au, mamă, m-am dat în... Băi, gaura încă asta. Ia. Dă-mă și ăsta un pic de curent. Ia să te văd. Băi, du-te, mă. Băi, uite că merge, fiți atenți aici. Ia. Și fac și-o aceea schemă, ia să vedem. Dar mai trebuie curent. Două secunde. Da, gustul de aici. Uite așa. Provizorul nu trebuie să dacă nu leg degeaba asta. Și asta. Și cu asta. Și aici facem așa. Și aici facem așa. Logistică și dăm MK4 trebuie aici. Ceva de genul. Nu? Și dacă acum, dacă facem după aia așa, rămâne frumos și elegant. Da? Asta vreau să fac, ia să vedem. Dacă iau de aici, ia să vedem cum vine. Trebuie să opresc pe asta. Bine, bine, pot să văd aici sus. Da, uite, ele funcționează frumos și dă Iron Rod, direct. Și atunci facem frumos. Nu, pe tine mă vreau să te... Urtule, pe tine vreau să te iau. Cu ieșire aici. O dată. Odată. Odată. Da, și mai vine un etaj de același fel. Adică eu la final, dacă termin lucrarea asta cu două etaje de astea de Iron Rod, a trebuit să am 960 de Iron Rod pe minut. Da? Imediat. Trebuie să fac, să fac și socoteală cum ar veni la, la șuruburi. Ca cât mi-ar trebui. Dar bine, va fi după două etaje. Uți. Nu? Și acum venim așa. Bă, dar ce frumos să pupă ele aici, mă. Ia. Vedem după aia, le luăm la puricat care merge, care nu merge. Păi e puțin ca complicat, cum vedem banda. O dată, o dată. Și voi, pe aia mai am depus benzile pe dedesubt pentru, pentru tablă. Da, că vom merge la etaj. Asta e etaj, la etajul altul. La etajul ăsta vine, următorul etaj vine cu ăsta, cum îi zice. Cu Iron Rod. Ia hăț. Și pe aia cu trenul începem să cărăm. După aia facem, automatizăm de-astea, cum îi spune. Cu ansamblere, o să facem o de-aia cu ansamblere. Unde vine reinforcer plate, rotoare și cu de-astea alte, cum îi spune. Modular frame. Hai, tati.
Așa. Nu mai avem material. S-a terminat materialul. Ia să fac eu. Va trebui totul să aduc curent de aici de jos. Să trag și splitterul. Ăla power switch-ul. Dacă nu vin... Ia să vedem de unde fac eu rost de... Facem așa o probă deocamdată. Facem același design ca la... Eu aici nu am legat-o pe asta? Nu mai am. Mai am material? Ciuciu. Ciuciu. Bun. Ia să... deci trebuie așa. Să vă stilbim neapărat. Mai am pe aici ceva de făcut asta. Măcar să trag bani de la altă, să nu uit de ea. Uite, asta măcar mai am. Las să trag bani de aia măcar acolo. O dată. Așa, tati. Bun, și noi plecăm după steel beam. Poate mai avem noroc și de, de asta, cum îi spune, de... industrial beam. Uite, mai am pe aici niște nop de fier. Trebuie să automatizez în zona asta și oțelul. Dar trebuie să aduc cărbune și iron ore ca să fac oțel. Așa o grămadă, pentru că trebuie să facem și statoare, să facem și steel pipe-uri, să facem și asta cum o cheamă, steel beam-uri. Deci, de asta mă gândeam eu să stau un pic, să vreau mai... Uite, mai am aici 48. Acum și 50. Nu știu, mai am pe aici steel beam-uri. Ia să vedem. Nu mai am să mă duc să adun. Și îmi trebuie, uite, o să iau două de-astea. Ca să am. Și zic că trebuie și pentru, trebuie sticlă. Trebuie să iau două de-astea, așa, să fac silica din ăla. Unde ești, tati? Că trebuie acolo design-ul. Da, și după aia să mă duc pe steel beam-uri și te vedem măcar zona aia de acolo. Și o să văd eu cum vine exact design-ul, pentru că va trebui jos să am 4 panouri electrice pentru fiecare, deci pentru steel ingots, nu, pentru iron ingots, m-am încurcat. Iron plate, iron rod și pentru screw. Fiecare va avea cum îi spune, va avea switch-ul, power switch-ul lui, ca să fie treaba bună. O să las un pic cuarțul aici, că nu mai stăm de el. Hați și mergem după steel beam. Da, vă spun, trag un pic de pe repede înainte ca să pot, îmi trebuie foarte mult heavy modular frame, de exemplu, îmi trebuie foarte multe computere acum, motoare, și de asta mă gândeam eu să zic să încep să-l automatiz așa la asta. Dacă făceam fabrica aia mare, până ajungeam eu cu trei astea, dura un picut și de asemenea era o problemă cu, v-am zis, cu fierul care, cu minereul de fapt care a rezultat după. Deci când treceam la MK3 și cu power shard-uri puse pe fiecare miner, e un pic cam complicată treaba, pentru că deja am trăsat cu niște benzi, să mai iau benzi, să duc și în altă parte. I-am zis, băi, deocamdată asta e așa cu minte. Dau drumul la un modul din fabrica modulară, da? Modulul A, cum ziceam eu. Și după aia mai fac. Și 2-3, mă, exact în oglindă, le fac pe toate. Da, ca să fie treaba bună. Da, uite acolo deja fabrica sunt înaltă, din ce în ce mai sus. Mai am nevoie de încă cât vine? 2-3 nivele. Ca să astea. Și după aia mă gândesc și la un design, trag și curentul frumos și cu power switch-ul ăla elegant. Și să vedem în ce parte voi pune gara, trebuie gara pentru cele trei resurse. Iron rod, iron plate și cu screw. Deci îmi trebuie neapărat, îmi va trebui și gara, undeva în zona asta. Vedem. Aici, ca să continuăm, să terminăm design-ul, facem ceva frumos așa. Ia uite. Ha? Ce să mai tati? Da? Și se vede frumos așa. Bă, ce îmi plac, astea super tare, îmi plac astea cu, cum îi cheamă? O să facem și așa. Cu astea, fundațiile astea în o semicerc. Deci astea, o, deci nebunie. Așa tati, deci asta este deocamdată pentru iron ingots, da? O să facem pentru toate, fiecare separat.
Și va fi toate la, cum îi spune, într-un fel de birou ceva, de la parter, ca să pot să le controlez pe toate de jos. Am nevoie de fiecare în parte, să doar să dau să alimenteze. Hai să terminăm aici treaba cu ăsta. Deci pe aici e gata. Mai am un... Uite aici am rămas. Aici am rămas. O dată. Așa tot. Deci exact cu asta avem 480 cu toate astea. Da? Și acum trebuie doar să le alimentăm. Dar pentru asta avem nevoie de pereți. Uite ce e aici. Uite ce e aici, tati. Uite și sus cu design, cu geam, să avem lumină cât de cât. Deci aici sunt 32 de constructere. Și mai trebuie încă 32. Tu de ce ești... N-ai rețeta. Ba da. Vedem acum care e treaba ta, de ce e supărat pe noi. O să trag așa ceva urât improvizat. Până una alta, ca să dau probă aici la astea. Și după aia le scoatem noi. Deci undeva aici vine. Ai pe asta de aici. Vedem cum se comportă, dacă s-ar siguranțele, mică problemă. Ia și de aici. V-am zis, fiecare va fi separat, cu panou separat de cu power switch-ul, tocmai ca să... Au, nu așa mă vreau. Ca să n-am nicio surpriză. Când am nevoie de o resursă, pac, am băgat-o acolo și am făcut-o. Și v-am zis, vă să fac... O să fac... Două secunde, cred că nu l-am alimentat pe unul aici. L-am văzut asta că s-a roșit la fata aici. Ia tati. Bă, teoretic... Toate merg, nu? Văd după aia, le iau la așa, la controlat. Odată... Hai de-a vrei. A, se vede aici, când, a, gata, acum știu să mă uit. Se vede aici, uite, cum intră astea. Dacă toate benzile astea merg la intrare, înseamnă că merg și la ieșire. Nu? E logică treaba, pentru că dacă n-au să se ducă materiale, bine, trebuie să dau drumul la, să o ducă undeva, într-o, de asta cum îi spune, într-un container ceva, la Iron Road. Dacă nu se duc, e o mică mare problemă. Dacă n-au să ducă ele, stau acolo cu minți. Dar așa verific. Odată și aici. Pac. Ia tati. Și de la tine. Și de la tine de aici. Și mai îndătras benzile pentru ăsta, cum îl cheamă. Oți. Pentru iron plates și gata. Da, toate sunt legate. Toate sunt centrate. Deci, teoretic, ia uite-le. Ia uite-le. Deci, astea toate merg. Vedem acum, uite, pe aici apar pe bandă din astea. Treaba e bună. Așa, și acum am zis eu, voi trage pe deasupra aici, voi trage benzile pentru ăsta alalt. Am loc pe aici? Am loc suficient. A, ca să nu facem noi ceva urât. Mă face ceva de genul. A, și le dăm pe aici pe centru. Gata, tati. O dată aici. Una, două. A, e tati. Da, deci asta o să umple banda temporar, nu o să ne afecteze pe noi, pentru că nu dăm drumul la producția de iron plate, dar
O să fie ceva din, luat din power, din power switch. Controlat. Da? Să umple banda frumos. În momentul în care oprim producția de Iron Rod, toată materia prima se duce către Iron Plate. Tot așa. Dar mai avea resurse. A, și pot să o nod înapoi aici și să vin, adică să fac așa. Să trece pe amândouă benzile. Ar fi o șmecherie. Deocamdată asta nu acopăr. O să acopăr eu zona asta de aici. Sau trebuie să o las așa. Nu? Se vede frumos. Ca să fie treaba super ok. De să vedem dacă mai am pe aici niște de ăsta. Mai avem, tati. Degeaba am fost în partea la altă. Ia de aici și de ăsta la altul. Vedem după aia, am spus cu designul cu astea, cum venim cu etajul, cu scări. Au de ce aici. Deci mai încă 32 vor veni de Iron Rod, încă 32 de Iron Plate. Deci ceva de genul va fi. Aș putea să o dau pe centru aici iar și pe asta să vadă frumos. Cred că așa și fac. Una pe acolo, una pe acolo. Și pe asta o las liberă. Facem așa. Ceva de genul. Hai, tati. Și astea vor veni pentru Iron Plate. Da? Unde le ducem, unde vrea. Eu, ce ești așa urâtă? A venit o strâmb de aici. De unde am venit o strâmb așa? Două secunde. Bine, pe aici, pe deasupt, nu prea mai vede nimeni, dar totuși, dacă lucrăm ca meseriași, să fim meseriași până la capăt. Uite, aici am plecat strâmb. Dacă țin asta pe centru. Ceva de genul. Ia. Zim că nu are drept așa frumos. Deci banda asta va fi pentru Iron Plate la etaj. Da, etajul următor va fi cu, deci, ceva de genul. Nu? Ia să facem o probă micuță. Da, ceva de genul va veni așa. Băgăm fundația aici. Hai să băgăm tot asta. Că ne ajută la centrat. Da? Și va veni deasupra, peste asta. Ia să vedem. Aici va veni walls. Și prima așa. Aici va veni intrarea pentru... Ia vedem, pot să fac ceva de genul. Asta va fi intrarea pentru asta, cum îl cheam, pentru Iron Rod, partea a doua, da? Etajul 2. Și cu asta ne ducem și mai sus. Asta va veni pentru Iron Plate, următorul etaj. Va fi astea două, din lateral. Nu? Ceva de genul. Bun. Deci cam așa arată acum Iron Rod-ul, prima parte, da, prima parte. Și din partea asta de aici vom trage noi benzile către, vedem noi, către calea ferată. Da? O să mai vină una de aici de sus frumos, mai să mai vină o bandă de sus de Iron Rod. Și deasupra să vedem, da, acum ideea ar fi, cred că de aici trebuie să o șmecheresc eu. Să pun aici un splitter și să-i dau un sus pentru, sau din partea asta, un splitter. Aici am un splitter și să ies, să-i dau și lui ăsta deasupra. Deci toată producția va fi împărțită în două doar pe benzi, nu și consumul. Da, pentru că va veni pentru screw. Apropo de screw, să vedem două secunde.
Deci eu la momentul de față fac, ar trebui să fac, dacă termin și a doua linie, ar trebui să fac 960 de Iron Rod. Vai câte o să iasă. Deci mie trebuie 10. Deci fii atent așa. Deci, ne trebuie no, mamă, 96 de constructere, tati. 96 de constructere. 96 ori 40. O să facem 3840 de șurubi pe minut. Asta producție. Asta pe 3000. Da, dar îmi trebuie 96 de constructere. În condițiile în care mie îmi cap 32 pe etaj, 3 etaje va fi mai cu șuruburi. Mamă, deci să face bloc. Face bloc aici. Da? Deci mai avem un etaj. Mai avem un etaj cu ăsta, cum îi spune. Cu Iron Rod, încă unul cu Iron Plate. Deci încă. Dați așa că nu mi-e dă socoteala. Da? Opa, mă scuzați. Asta stau și aici sus. Mai sus un picuț. Da? Deci acum mai o să mai vină un etaj Iron Plate, unul cu Iron Rod, două, și cu trei, încă cinci etaje. Nu? Deci vor fi două cu Iron Rod, unul cu Iron Plate, trei și cu trei, șase. Și cu parterul, deci șase etaje va avea clădirea asta, fabrica asta în sus. Și după aia trebuie să o triplăm, în momentul în care facem rost mai mult Iron Ore. Da, și va veni, trebuie să facem și gara undeva, ori stânga, cred că mai mult în stânga va fi gara, pentru că în dreapta sunt niște stânci acolo, văd. Cred că în stânga va fi și gara. Și o unesc cu linia de acolo. Și de aici o să cărăm cele trei resurse. Da? Vedem după aia unde facem fabrica de... sau aș putea să mă gândeam la o variantă să fac fabrica undeva în zona asta. Fabrica asta, dacă tot am, ca să pot să trag cu benzile. Ca să pot să trag Iron Rod. A, așa face minerul ăsta. Am crezut că e zic, un animal ceva. Sau aș putea să trag fabrica să trag cu benzi direct. Dacă tot le-am aici una în gata. Vedem cum vine fabrica de... La asamblare se complică treaba, pentru că la asamblare deja avem două intrări. După aia nu mai vorbesc de manufacturiere, că acolo e mai greu treaba. Da? Bun. Cam atât pentru astăzi. Am făcut o parte din Iron Rod. A doua parte o să fac eu probabil că ori în afara filmării, ca să nu fie treaba. Și după aia ne vedem la Iron Plate cu Screw. Acolo. Între timp o să merg să mai pun și niște generatoare de curent ca să fie treaba ok. Acum nu știu cât curent consume, să vedem că am pus și o parte din constructoare. Am pe aici și vreun stâlp ceva, să mă uit. Am ce stâlp aici? Uite în partea asta înaltă. Așa de curios că am ce ar semna la curent. Ia să vedem. Cum stăm? Am uitat pe baterii sau? Am uitat pe baterii. Deci avem deja un consum de peste 900 MW. Și noi producem 900 MW. Deci va trebui să mai montăm, dacă mai montez două generatoare, automat se duce cu încă 300, ceva de genul. Da, nu e problema că rezolvăm. Acolo sunt toate țevile, numai să montăm. Apropo de asta, ia să vedem ce înseamnă dacă aș mai face rost de... Oho, oho, cauciuc nu e problemă. Computere și cu heavy modular frame e o problemă. Motoare mai avem. Da, aș putea să mai montez acolo niște generatoare ca să fie treaba bună aici, așa ok, în fabricuța asta. Da? Ca să fie treaba bună. Deci avem 960 de iron ingots gata dat la producție și avem parțial aici 480 de iron rod. Mai rămâne să mai băgăm, cum îi spune, și al doilea etaj cu iron rod. După aia să trecem pe, cum îi spune, pe scriu și pe tablă. Acolo e combinația puternică. Și după ce gata fabricuța asta, fabrica modulare, avem 3 resurse la cantități industriale cât de cât. Și când mai facem rost de, cum îi spune, de iron ore, mai facem și modulul B și C, ca să fie cu miile, tati. Dacă avem 960 ori 3, să fie treaba bună. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Pentru data viitoare, salut!